Vreau să transmit un mesaj actualii conduceri a Republicii. Uitați-vă, oameni buni, că sunteți oameni cu aceeași credință. Rei, nirei, dar sunteți ai noștri. Sunteți născuți din mamele poporului moldav. V-ați dat jurământul, v-ați aplecat în fața drapelului, a lucrurilor sfinte, la Ștefan cel Mare, ați dat jurământul că veți face totul pentru a îmbunătăți viața acestui popor exploatat în decurs de 25, deja e a patra parte dintr-un sutar, oameni buni. Au crescut o nouă generație la care li s-a infiltrat prin canalele voastre private, că nu au necesitate să fie harnici, nu au necesitate să fie deștepți, deoarece pot trăi ca un șurubar, cum este Plohotniuc, ca un bandit care a omorât și din Parlament sărit de țuțu, ca toți ceilalți care au furat, începând cu Voronin, Lucinschi și toți, și sunt în lista încă de la primele rezultate de la Crol, au privatizat, eu le zic, fur privatizat, bunurile poporului, de-aia nu mai au ce mai vinde de aici. Oameni buni, pentru comparare, să știți că hotelul Codru cu 860 de milioane și Plohotniuc vă pune lapșa pe urechi cu 20 de milioane, că vă face reduceri la oameni cu zahăr de bet orceia, sau cu Edelweiss-ul lui, că vă dă niște pelincuți pe la centru mamei și a copilului, când ni se duc medicii de performanță. Eu vin de la spital, au plecat cei mai buni medici în Paris încolo, acum să mai duc cu sutele. Noi ne ducem la un nivel la 160 ceva din 168 cel mai sărași țări din Africa, din lume. Noi am avut medici performanți, profesori, noi am avut demnitate, am avut oameni curajoși. Să vă fie rușine, aici e poporul, nu e o gloată. Poporul cere dreptate, demnitate. Singuri depuneți-vă, depuneți-vă cum ați furat noaptea ca o huntă în Chile. Toate ceea ce țineți acum, lăsați-vă, noi v-am ierta. Dacă ați reîntoarce ce ați furat, rușine, vă vor ajunge blestemele noastre mai devreme, mai târziu. Să nu vă întrebați când Dumnezeu va lua ce vă-i mai scump. Rușine, să vă vină mințele la cap. Ajunge până aici. Jos Plohotniuc, jos dictatura, jos dictatura, jos dictatura.